Ia cuvântul pe doamna președinta Organizației de Femei Județene Călăraș, care este în același timp și prietena organizației noastre și vă mulțumim pentru sprijin și ajutor. Da, mulțumesc și salut prezența dumneavoastră celor din conducerea națională care v-ați găsit timp să veniți aici la Călăraș și să susțineți candidatura bunului meu prieten și consultean Ioan Pușcașu. Într-adevăr, și bineînțeles vreau să salut și prezența domnului prefect, a domnilor parlamentari, a colegilor primari și a dumneavoastră, colegilor mei, cei cu care cred că timp de o lună și jumătate ne-am întâlnit aproape în fiecare organizație, unde, într-adevăr, alături de domnul președinte Ioan Pușcașu, am încercat să ne întâlnim cu fiecare membru al organizației pe care o vom reprezenta, să încercăm să cunoaștem o parte din problemele cu care se confruntă membrii noștri de partid și mai ales să găsim și soluțiile necesare sau sprijinul pe care îl așteptăm de la cei care ne reprezintă atât în Parlament cât și în Guvern. Faptul că am ajuns astăzi în aceste zile de alegeri, într-adevăr, e un moment de sărbătoare pentru fiecare și înțeleg emoțiile domnului președinte Ioan Pușcașu. Nu poți să ai emoții decât atunci când ești om, când ai o fire empatică și mai ales când ești foarte pregătit și înțelegi, de fapt, atribuțiile mandatului pe care urmează să fie mânat de astăzi. Și de aceea înțeleg emoțiile domnului Pușcașu și îl felicit pentru toată munca pe care a depus-o, pentru că a fost 32 de localități, dacă rețin bine, unde a reușit să facă alegeri și aș fi dorit mai mult de atât. Dar probabil că și noi, cei din Organizația de Tinere și de Femei, ar trebui să alocăm mai mult timp și seniorilor noștri, să le fim alături, astfel încât să putem ține noi pasul cu voința și cu determinarea pe care o au. Legat de ziua de astăzi, de atribuții, de mesajul pe care vi l-au transmis colegii noștri, da, problemele seniorilor noștri, celor de vârsta a treia, nu sunt mari. Sunt cele uzuale, cele comune, își doresc și ei, bineînțeles, să aibă acces la medicamente, să aibă acces la servicii de calitate medicală, să aibă un trai decent, oferit, bineînțeles, prin remunerarea în urma unei munci de ani de zile, de zeci de ani. Și sunt convinsă că astăzi, prin prezența dumneavoastră în Călăraș și mai ales pentru faptul că vă felicit, ocupați o funcție importantă alături de domnul premier, și bineînțeles și alături de parlamentarii noștri sunt convinsă că veți susține cauza acestor seniori care merită până la urmă ca viața ce a rămas de acum să fie trăită și mai frumos decât până acum, pentru că ei s-au dedicat muncii zeci de ani, iar acum este momentul ca noi să venim către ei cu această recunoștință și bineînțeles să răsplătim aportul pe care l-au adus societății în care trăim. Vreau să urez sănătate, în primul rând, fiecăruia dintre dumneavoastră, să trăiți mult și bine, nu doar 4 ani de acest mandat, ci mult mai mult de atât, să ne putem bucura împreună de realizări ale Partidului Național Liberal, să ținem aproape prin unitate, prin forță și prin sprijin. Pentru că, da, poate noi tinerii mai suntem așa mai energici, și mai uităm câteodată că am avea nevoie și de puțină ponderare, ca să zicem așa, de a beneficia de maturitatea dumneavoastră politică, de sfaturile înțelepte pe care n-ați ezitat de fiecare dată să ni le dați, pentru că experiența dumneavoastră de viață, spune cuvântul, voi fiind cei care faceți campanie zi de zi în Partidul Național Liberal și nu doar atunci când sunt an electoral. Mizăm pe aceeași putere de muncă. Vă dorim sănătate, multe realizări, domnule Pușcașu, sunt convinsă că veți reuși în fiecare localitate să aveți alegeri și din partea Organizației de Femei știți că aveți tot sprijinul. Mulțumesc încă o dată! Vă mulțumim mult de tot pentru cuvintele emoționante pe care le-ați rostit și îl invit să ia cuvântul și